ne întâmplă că să ne iasă cealaltă, ci să ne rămână bine tipărite în minte și să punem în aplicare viața noastră de zi cu zi. Vom mai cânta o cântare, apoi ne vom pleca la rugăciune și la rugăciune rugăm pe fratele Cipri și pe o soră care se îndemnă. Iar ca și anunțuri, miercurea și vinerea, ore de rugăciune și cu studiu biblic se vor face de la 7. Amin. Mulțumim.